Morning Glory. Onorate, pentru reputate extraordinare. Bonjurică, revenim de aici, de pe stadionul vieții, cum ar veni, pe care alergăm neîncetat. Da. De bucurie. Plângem și noi de bucurie, n-are nicio legătură, dar am vrut să găsim un motiv de bucurie sau un motiv să dăm o bubuitură pe post, în afară de faptul că îi spunem bună dimineața invitatului nostru de astăzi, Alexandru Ion. Bună dimineața. Astăzi este ziua absurdității. Într-un fel sau altul poți să înțelegi de ce am deci dat direct în momentul acesta de bucurie, okay, în care Duca Dama a apărat și iată, suntem finaliști. Opa, numai opa, puțin. Opa. Liniște. Liniște. Oh. Opa. Miliție. Doamne ajută. Ah. 7 mai. Ok. Cu marele său talent, cu o dăruire dusă până la sacrificiu. Cu dragoste de tot din categoria ziua absurdității. Nu, 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 aici, aici deja ziua abia aici deci capătă sens. A, sau nu, vreți cu ASMR? Am descoperit și recent chestia asta cu ASMR-ul. Ce e ASMR-ul? N-ați văzut? Nu. Doamne, Dumnezeule, nu mai știu. ASMR sunt niște inițiale, vin de la ceva în engleză. Cert este că sunt foarte multe clipuri pe YouTube cu oameni, da, care vorbesc în șoaptă așa și fac tot felul de chestii, pun mâna pe lucruri și obiecte astfel încât să declanșeze niște tingles, așa, pe coloana vertebrală și să îți dea senzația aia atunci când te masează cineva în cap, știi? Și da, sunt foarte multe furnicături, dar sunt niște dubioșenii rarisime. Ar trebui să intrați pe YouTube să căutați oriceva cu ASMR. ASMR. Da. Îți am au... Așa e, un sunete de astea, da. Dar în timpul ăsta vorbesc în șoaptă și spun acum, uite, o să descoperim un spumant. Și mie îmi place să vorbesc în șoaptă, da, mi se pare extraordinar. Cel mai mult din lume. Da, da, alea se fără să sunt niște microfoane foarte speciale. Riscăm să deranjăm și e păcat. Nu sunt microfoane speciale, fac inclusiv cu... Da, sunt microfoane speciale. Da, de la, de la headset. Nu, 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 care să fac așa, să... Ah, ok. Să simplează bine șoapte. Microfoane de observație astea, de urmărire și supraveghere. Okay. Invitatul nostru de astăzi este actor. Vine din Alexandria. Coincidență, da, nu cred. Coincidență apropo de faptul că mă cheamă Alexandru, nu? Dar mă rog, a fost destul de multă lipsă de inspirație în anii 90, apropo de nume. Mă rog, 80-90. Așa, și a terminat facultatea, Doamne ajută. Mi-a plăcut școala. Da. Și este unul dintre fondatorii festivalului de teatru tânăr, se numește Ideo Ideis, de la Alexandria. Este, da, o chestie care a așezat pe harta vieții, să zic așa, județul Teleorman. Așa ne place și nouă, să credem. Tu te ocupi de organizare? Eu sunt unul dintre cei trei cofondatori. Am fost trei la început, am rămas doi după și acești doi cofondatori, adică eu și colega mea pe numele ei, Andreea Borțun, am dezvoltat în jurul festivalului de-a lungul timpului o asociație care are în portofoliu mai multe evenimente din sfera culturală și festivalieră, dar am început Ideo Ideis când eu aveam 18 ani și Andreea avea 15 sau 18 ani, ca să fim așa. Ah, ok, 18 dacă vrei, da, să ajungi 8... ministru. Exact. Ministrul culturii spune 18, nu, sau 18, nu știu, da, cum te primesc. Momentan, pe bază de ce? Momentan n-am aspirații de genul ăsta, dar cine știe, îmi rezerv dreptul de a-mi schimba propria părere. Așa, pe Alexandru Ion îl găsiți la Național, joacă în Furtuna. Nu joc la Național în Furtuna, dar nu, 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 e, nu, e ceva care a plecat cumva în online în felul ăsta. Am jucat în Furtuna, ăla de fapt e debutul meu la profesionist, numai că nu s-a întâmplat la Național, s-a întâmplat la un loc care se cheamă Centrul Cultural pentru UNESCO Nicolae Bălcescu, unde Victor Ioan Frunză împreună cu trupa lui Fără Nume a montat o vreme o mulțime de spectacole minunate. Înțeleg. Da. Deci, acel acum... Furtuna acolo s-a întâmplat, dar tot Furtuna e până la urmă. Da. Și joci și la Metropolis? Am jucat la Metropolis, respectivul spectacol nu se mai joacă aici, okay, și în stațiune. Mai, nu mai probleme avem, Coria. Cine magia? Dar da, cine magia nu e foarte reliable în sensul ăsta. Pot să vă povestesc eu în ce joc. Ia zi tu mă în ce joc. Nu e mai simplu, așa, dacă tot stai aici. Așa, eu te-am văzut în Taximetrii și mi-a plăcut foarte mult de tine. Mulțumesc. Am înțeles că era o avantpremieră, acum s-a trecut deja la spectacole pe bune. Adică nu mai e. Întâmplător, premiera oficială este chiar joi. Joi acum. Și următoarele reprezentații sunt, adică această premieră oficială și apoi se mai joacă pe 28 taximetriști,
la Apollo 111. Așa. Sasha, zi tu spectacolul ăla, că ești tu deștept. Da. Știu eu în ce joc. Da, știi tu ce să spunem. Spui tu mie în ce joci și în ce nu joci. Mai joc în alte două spectacole la Apollo 111, cea mai călduroasă zi din an, e unul dintre ele, care e regizat de același regizor ca cel de la Taximetriști, adică Bogdan Teodor Olteanu. Celălalt spectacol de la Apollo se cheamă Medea's Boys, adică al treilea. Așa. Medea's Boys, regizat de Andrei Măjeri, care și ăsta se joacă acum în weekend, când Apollo face 2 ani. Și în ce mai joc? Mai joc la Teatru Excelsior, în The History Boys, mai joc la un teatru, înapoi în iarnă, și mai joc la... Mai joc undeva. La Act? La Act nu, nici ala nu, nu se mai joacă. Nu, și mai am unul... Unde? Sigur mai am un spectacol, dar nu vine în momentul ăsta. Oricum și ești sub Marius Manole la numărul de spectacole în care joci. Da, am 7 în momentul ăsta. No, el avea 18 mor. Ultima oară când l-am întâlnit noi. Deci... Da, a fost și până la un 24 la un moment dat. A mers, da, așa da, de da, departe, da. E... Prolific. Psihopat, aș zice. Relativ apropiat. Așa, da. Am înțeles că tu nu asculți radio în mașină. De ce nu asculți radio în mașină? Nu e neapărat recurent, dar depinde de mood, așa, pentru că îmi place să-mi aud gândurile cumva. Am nevoie de liniște atunci când mă concentrez, dar asta cu ghilimele, așa, nu știu. Repeți. Se întâmplă să și repet atunci când am monologe mai lungi de învățat, de exemplu, pentru că e complicat să repeți în felul în care urmează să povestesc altceva decât monologe, dar când am monologe mai lungi mă înregistrez punându-le și când sunt în mașină le dau play over and over again ca să le învăț. Plus că îmi place foarte mult să-mi ascult vocea, am așa o om. Și am înregistrări cu mine și telefonul când îmi sună e tot vocea mea. Nu știu dacă, da, nu știu dacă s-a simțit că am fost ironic în asta, dar aș vrea să specific că am fost ironic. Nu, eu nu cred că am fost ironic. Da, no, tocmai nu, dar aș vrea să știe și ascultătorii. Eu n-am simțit nimic. Ori ai simțit ceva? Nu. Nu. Laura, tu? Nu, trebuie să mărturisesc că am fost o vreme vocea unor produse sau unor companii. Ai jucat și în reclame. În ce reclame joci acum la televizor? Acum nu joc nicio reclamă la televizor. Dar să știi că în mod bizar am făcut niște reclame la reclame din astea supraexpuse așa și date over and over la televizor și n-a fost niciun spectacol de teatru, vreun serial sau vreun eveniment pe care l-am organizat care să mă fac atât de recognoscibil ca reclamele alea. Adică și oamenii veneau și îmi ziceau direct punchline-ul din reclamă și eu nu înțelegeam. Unul dintre punchline-uri era, ziceam ceva la un moment dat, ziceam un da. Dar un da de ăsta complet imbecil într-o situație care era funny de altfel. Dar venea lumea la mine pe stradă și îmi zicea da. Și mă blocam complet că nu făceam conexiunea și era da ce, da. Te vezi, de ziua absurdității lucrurile se mai rezolvă un pic. Da. Ai cumva Facebook pe telefon? Da. Instalat? Poți să te uiți, te rog, să dai search Constantin Enceanu. Așa. Te rog frumos, intri pe pagina lui, vezi că e o pagină care are numărul de telefon, ce? Nu. Bine, nu zic nimic până nu intru. Da, Constantin Enceanu are numărul de telefon pe cover foto. Așa. E cântă muzică populară. Da, știam că da. În sumă, așa, lume. Și spune-mi, te rog, câți dintre prietenii tăi au dat like paginii lui Constantin Enceanu? Facem un test aici cu toți invitații noștri. Da, și mulți prieteni. Stai un pic, unde trebuie să mă uit? La like-uri. Așa. Și vezi că... Invite friends to like page. Friends who like Constantin Enceanu. Cât sunt? Fucking 61. Dar stai un pic, da, aș vrea să specific ceva în sensul ăsta. Sper să nu se supere pe mine Bobo. Dar printre ei este și Mihai Bobonete. Păi toată el e de acolo, din inima Olteniei. În rest, am uit prin lista asta și în rest nu știu pe nimeni în afară de Bobo. Adică nu mi-e cunoscut niciunul dintre numele astea. Pentru că nu e așa, am prieteni care nu știu cine sunt. Dar, no. Știi, Constantin Enceanu are o piesă care nouă ne place foarte mult, se numește Mă pusei lungit în pat. Ceva frumos, aș spune. Încurajez această poziție. Ție îți place poezia, îți place arta, astea, nu? Arta îmi place maxim, îmi place cultura. La greu. Super mult îmi place. Nu, chiar îmi place cultura. Recunosc însă că poezia nu e punctul meu forte. Am dat de-a lungul timpului peste niște poezii care mi-au plăcut
foarte tare, dar la admitere, când am dat admiterea la actorie și a trebuit să avem un repertoriu de 10 poezii, mi-a fost dificiluț, așa. Îmi place, uite, îmi place... A, ceva, gata. Da, ca să înțelegi. Ca să știm o treabă. Mă pusei lungit în pat? Mă pusei în pat lungit, de fapt. Așa, cu inversiune. Da. Este o chestie în care Olteanu se așează în pat să vadă ce face nevasta după ce el moare. Dacă îl cinstește sau nu. Despre asta e vorba. Aha. Ia să vezi. Hai, hai, foaie verde, mărgărite, să vă zic una pe scurte, într-o zi ce mi-a venit, mă pusei în pat lungit. Mă pusei în pat lungit. Și ai și una din prietenii tăi. Cunosc această piesă. Nu știu, ai și una din prietenii tăi. Morning Glory on Rock FM.